Ce au făcut? Au creat acea expoziție cu nimic. Da, nu, da. Asta nu e impresionat, nu e nimic acolo. Și toți sunt beți morți pe stradă. Incontrolați. Stai, uite, urlă cineva pe stradă. Dar acum tocmai ce m-a lovit o doamnă la metrou. Ce credeți de sala care vor să te ucidă? Și un stres, pam! Deci cât de clever sunt ăștia, știi ce au făcut? Deci ce zice semnul ăla acolo? Mai stai ce minte? Fiecare persoană care privește această expoziție, chiar și din afară, gen, este drăguță. Deci, ce au făcut? Au creat acea expoziție cu nimic pentru cineva ca să facă poze acolo, să citească acel mesaj, știi? Și ce se întâmplă este, face lumea curioasă să intre înăuntru, să vadă ce e acolo în magazinul lor, știi? Dar de fapt nu este nimic acolo la expoziția, este de nimicuri și toți râd și noi ne uităm, știi? Și zice că, și ne face să intrăm să vedem și noi, știi? Okay. Înțelegi? Da, dar cine ajunge să citească acolo? Că cei ca noi, cei ca noi fac asta. Noi am avut obiectiv la aparat ca să ajungem. Da, și dau și ei zoom cu telefonul și se uită la ea că zâmbesc, știi? Și pentru off chance, deci clever marketing asta, super clever ce-am făcut aici. Nu cred că lumea face poze și alte chestii. Nu fac poze că nu știe cine e acolo. Nu. Asta e clever marketing din partea. Ok, și trebuie să plătești bilet ca să intri acolo. Da! Uite, acolo este doamna, uite, așteaptă, uite, doamna așteaptă la coadă. Uite acolo, vezi? Acolo vinde, vinde bilete acolo, uite. Și vinde vezi? Bilete? Da, uite, doamna asta pe jos acolo, pe scaun. Și ăștia tot se uită în sus, știi? Și zic, mamă, ce se întâmplă acolo? Dar nu e nimic, adică e... Bine, mă face și pe mine curios să văd ce e înăuntru, dar nu, că acum am citit mesajul ăla, știu ce este. În fine, suntem în Tokyo. Tokyo în Harajuku. Harajuku. O să tai aici la el. Harajuku. Nu tai. Nu tai, nu. Suntem la Harajuku. Ne odihnim în picioarele. Dacă tu ți-ai cumpărat Adidas și mie, dar mie. Deci se pare că este o galerie aici. Și noi suntem curioși. Ce ziceai, cineva a adus o minge. Deci, nu, muștare, de la soia. Uite, din aia de-a jucat badminton, un fluturaș. Da, okay. Acolo este o... Acolo pare să fie ceva mai interesant. Și aici, în stânga, este un ciorap. Obiecte care se un ciorap? Sau un cățel, ce ăla? Nu știu ce. Mai poți să mai dăm zoom? Oh, ce? Un cuddly toy. Asta nu știu ce e acolo. Da, da, vezi că aici în stânga mai sunt. Și obiectele asta nu pare prea... Uite, ăla nu-i place. Se vede după față. Aia, uite, aia îi place. Nu știu ce vede. Că nu-i nimic de văzut, sincer. Uite, o cârpă. Se uită, uite toți la o cârpă. Nu? Hai să vedem fețele la ăștia, că ăștia par interesați. Uite, ia Hajimachi. Și na, nu? Da. Asta nu e impresionat, că nu-i nimic acolo. Dar nu-i nimic acolo, da, aia nu vezi. Asta... Cred că ăștia a dat seama și a luat seama. Asta își caută... Locul ce e aia? Nu știu ce este aia. Un pantof, pare să fie. Un pantof? S-ar putea. Asta e obiectul misterios care nu mai puteți mai dăm zoom atâta. Aha. Uite, ăsta râde sub masca aia, 100%. Deci nu... fluturaș deci de aici, badminton, aici, nu? Aici sus, toată lumea, peste la coadă să facă poze. De ce? Mhm. Ăsta a dormit?
A, vezi, avea ochii închiși, adormise. Se uita la sticla de soia în sus, nu? Mm-hmm. Vai, acum să te uite pe Instagram să vezi poze cu soia sos. Mmm, mingea de basketball. Aici nu putem să vedem ce este, că toată lumea asta, asta e un cap acolo, e capul ăla de la display. Uite, poți să-i faci o poză. Acolo că e capacul de bine. Dar unde se duc? Bine, adică este un magazin de haine ăsta, gen. Dacă stai și te uiți, nu? X-Girl. Hera X-Girl, One Young Style, da? Nu e, cred că este, mai este acolo sus, vezi, vezi pe ea, uite, în spate. Este și încă grea cealaltă. Asta am zis, i-am dat, dar nu înțeleg ce este. În fine. Ziceam doar că astăzi este, de fapt, acum e sâmbătă seară, pe aici trebuie să luăm. E sâmbătă seară și noi suntem de luni seară în Tokyo. Stăteam acum și mă gândeam în timp ce ieșeam de la metrou că am atât de multe gânduri despre țara asta. Nu ceva rău neapărat, dar mi se pare, adică în prima fază am fost foarte, eram foarte atentă să nu deranjez pe cineva, să nu vorbim în metrou, să nu facem gălăgie, să... așa. Dar astăzi am ajuns la concluzia că, nu știu, mie mi se pare că toată chestia asta a lor e doar de fațadă. Adică, într-adevăr, sunt politicoși, sunt respectă regulile, dar uite-te aici, sâmbătă seară și toți sunt beți morți pe stradă, vorbesc în metrou, țipă, urlă, n-au niciun stres. Și eu stau așa, să nu îi deranjez pe ei, dar ei sunt... Îmi fac și mie observații, nu vorbim, nu mută-te acolo, nu sta dreptul. N-am nicio treabă, adică... Da, dimineață sunt muți în metrou pentru că se duc la muncă, sunt somnoroși, sunt nu știu cum, dar... Seara, sâmbătă seara, când toți sunt relaxați, toți sunt veniți de prin cluburi, de prin cine știe unde, pe aici trebuie să luăm, nu? A, acolo, la următoarea. Trebuie să luăm pe acolo. Pe aici. Nu, trebuie să luăm pe acolo, înainte. Dar continuă, te rog. Așa? Vezi că e treci pe roșu. Da. Toți vorbesc tare. În faza e că asta a fost impresia ta. Sunt beți pe stradă, sunt beți în metrou, sunt... Da, asta a fost impresia ta. Ca în orice altă țară. De unde ai luat impresia asta? Am citit chestia asta, asta zic. Și așa mi s-a părut că sunt și ei. Când sunt. Prima impresie asta a fost. Sunt controlați. Stai, uite, urlă cineva pe stradă. Nu urlă nimeni, sunt deschise barurile, ce vrei. Continu. Da, și mi se părea că se uită și urlă la străini, dacă vorbesc, da, nu dacă nu știu cum. Da, da, m-am mai relaxat un pic, nu știu. Ce să zic? În rest sunt prietenoși. Adică, în principiu sunt prietenoși. Foarte. N-am avut probleme. Chiar ok, sunt respectoși. Dacă te ating să dau în tine, de greșeală... Da, da, știu. Acum tocmai ce m-a lovit o doamnă la metrou și era beată moartă și n-a avut nicio reacție. Ce strălucește șoseaua. Super, da, știi că mergem în cercul, nu? N-am luat în direcția bună. Cercul, ok, bine, atât am vrut să spun în seara asta. Și noi am băut cam mult. A, crezi că e barul meu, zice, bar bine. Și noi am băut cam mult în seara asta, dar noi ne-am controlat în metrou. N-am făcut ca toate alea. Ok, cam asta. Impresia asta care ai avut-o tu, cred că este preluată din ce ai auzit, cum ai zis. Ce am auzit, da, unde am văzut și eu la cei care au fost în țara așa. Asta. Nu este ce așa. Am văzut pe YouTube, dimineața, ce am citit. Da, deci dimineața, ei nu că sunt așa, ei sunt cu capul în telefon în tren sau se duc spre muncă. Da. Gen ce fac ei, deci sunt bum, sunt ca furnicile. Dar se relaxează și ei, într-adevăr, adică îi vezi așa, dar... Sunt oameni normali și e foarte, foarte mișto, adică mie îmi place foarte mult, îmi place felul cum sunt ei, că nu sunt controlați, sunt
Sunt gen... N-am cuvântul ca să descriu. Cum se zice, că sunt... Ba, parcă... Sunt culturați, sunt crescuți bine, gen. Sunt maneroși? Manierați. Manierați. Educați. Educați și manierați. Să-i faceți stânga acolo. Noi am învățat, by the way, acum cum să ajungem. Nu mai trebuie Google Maps. Da, e ok, ne învârtim în cerc, dar e ok, ajungem. Am ratat ieșirea, dar... Nu sunt zgomotoși, într-adevăr. Chiar nu aici sunt. Aici suntem noi. Mai mult fetele. Fetele care se îmbracă sunt pe stradă care râd tare. Și se... Da. Înțelegi? Și am mai multe idei, de fapt, despre țara asta, nu dar... Nu se fumează pe stradă, acum, nu se aruncă gunoaie. Tu ce faci acum? Nu, țigaret, ca să le arunc. Eu da. E cam ajuns acasă, dar nu... A, ok, uite hotelul acolo. Trebuie să aveți grijă la trecere de pietoni și de la biciclete. Nu, bicicletele sunt alea care vor să te ucidă. Uite, ca ăsta. Da, ăsta nu are niciun stres. Pam, noi eram pe trecere. Pam, el trece. Da. Deci fața, bicicletele fața, și motoretele nu au niciun stres în țara asta. Nu sunt foarte mulți turiști. Și cei care sunt se văd. Asta normal. Deci dacă se așează turiști jos undeva, se vede că au fost turiști. A, ok, da, asta am văzut. Sunt foarte nașpa. Cred că în fiecare zi am văzut deci eu n-am aruncat o turiști o, care lasă gunoaie. Jos nimic. Am pus tot la gunoi. Nu sunt coșuri de gunoaie. Nu sunt coșuri de gunoi, dar găsești să-ți lași gunoiul. Am mai auzit la alte persoane care au fost în țara asta. Arată, poftim. Asta numai pentru sticlele care le iei de aici. Înțelegi? Nimic altceva. Și... Da. Da, în principiu poți să-ți lași. Dacă ai o sticlă în geantă, poți să o lași acolo. Da, dar nu dar să nu arunci hârtii. Găsești și pentru hârtii, găsești și pentru... Da, dacă vin turiști și lasă țigări gunoi menajer. Da, o să... Nașpa din partea lor. Deci da, cred că în fiecare zi am văzut turiști care își lasă gunoaie. Să ne unde... țigări jos și chestiunea asta. Nu e ok. Și bețele alea de mâncat. Așa arată. Da, am foarte multe păreri despre țara asta, de dar fapt. Dar sunt bune, nu sunt rele. Nu, n-am nimic de spus, doar că n-am nimic rău de spus. Doar că, da, aveam total altă părere când am venit aici. Și asta, bine, era formată tot de la persoanele pe care le-am urmărit noi, nu? By the way, care au fost în țara asta. Asta e un loc de parcare, așa se parchează mașina aici, se învârte sus și se duce. Da. Și de obicei e un nenic aici care oprește trecerea, da. Da, e închisă parcarea. Da. Da, hai că fac pe mine. Ciao. Hai. Ciao. Deci, în principiu, toată strada asta aici este pentru girls, nu? Ești din Japonia. Să vedem unde a băgat. La cel mai... Arată-mi, te rog, la cel mai boring. Nu e boring. La cel mai boring chestie. Așa îmi place mie. Nu știu ce... Ah, hai că ești tot. Aia pare că prea multă lume aici. Așa de mâine. Capsule Toy Shop. Hai să vedem ce avem aici. Capsule Toy Shop. Must try when you come to Japan. Da? Hai să vedem ce ți-a picat înainte să spui. Știi ce mi-a picat, că da-i la mort. Păi, mai mic decât mă așteptam. Normal. What the fuck is this? Hai să vedem pe ce-a dat 15 lei. Hai să iei ce-am luat. Bă! Ce-am luat umbrelă. Ah, păi da, nu cred că ai băgat la care trebuie, să știi. Hai. Eu?
Nu știu. Happy? Very happy. Am mâncat la care trebuie? Nu părea. Nu. Ăla pe care îl vrei tu era cu monstru ceva. Uite, tu ai băgat la ăla de sus. Sau... Vezi, ți-a dat de aici, de sus, în loc să-ți dea de aici. Aaaa, nu pe ăsta. Tu unde ai băgat banii? Aici. Nu era pe ăla, trebuie să bagi. Aaaa, da, trebuie să bagi aici. Aia, să mai bag 400... 400 costă? Da, nu mai bag. Dar, că ăsta e drăguț, oricum, haide. Hai. Uite unul mine aici. Uite, pentru deget. Ce? Pikachu! Da, care e șansa să scoți cu cuvântul meu? Zero. Which one's the plant based? 185, okay. 185, yes. Which one's plant based? Which is burger. Which is plant based? Plant based. Plant based. Thank you. And the fries in there. Plant based, you say? Mai gubă e, da? Dai să gust așa, fără... Deci nici nu știu unde-s mai mult, deci... Are gust de... Oh, nu am gust să compar. Deci este un... un pic superior. Stai să vedem cum e acum cu tot. No. 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 Uite-te la cameră, nu la mine. Nu ești unde să mă duc. N-ai cum. Mă, e delicios. Absolut delicios. Și ce gust are? Kobe am mâncat deja. Kobe e același lucru, dar mai spune la orice, pe Wagyu. Ia uite și pe ăsta. Indescribable. E ca un beef curat. Dacă înțelegi ceva să zic. Da, e mâncat. Da, e cu icre. Da. E cu ică. Nu știu. Nu cred. Cum e ăla? Ia, ia să gust și eu. Plant based, din ce plant o fi? Nu știu. Dar vezi și ăsta are un gust mai curat așa. Nu? Oh, that was that dentist.
Unde este? Acolo. Ce? În primul rând, împachetată foarte frumos. Da, am observat. Dar nu puteți să scoateți să mâncăm? 600 de euro. Da, nu mult. 3... Foarte ceva. Adică, 3,50 euro, 4 euro. Vreo 20 de lei, cred? Da. Dar e grea. Ia. Okay. Are nisip în ea? Mi-a pus și din astea, nu știu ce zic, anum. Hai să vezi. Așa arată, e o pâinică de... Nu, e caldă. Și nu gustam din ea? Așa, așa. Nu știu ce este. Voi să luăm acasă? Sper să fie pornită pe față. Păi este, deschide. Haideți să mergem și noi într-o copie. Da, acolo sunt turiști care fumează. Cum ai ce? Da. Da, în city town. Ce? Mamă, ia scugi. Oh, da. Este... Hai, ia un pic de ea și mușcă. Am văzut că pune zahăr pe deasupra și larde. Și larde, a? Hai, ghiuri pe linia, ghiuri. Are foarte mult ou. Dar e bună rău. Cred că e din aia de-a lor. Este. Tremură. Este super bună. Mama. Îți mai am bucat. Da, este fluffy bread cu ou. Bombă. Si. Dar să spun că produsele lor de patiserie sunt super bune, adică lumea zice că se compară cu alea din Franța, nu știu că n-am mai fost în Franța. Dar sunt super bune. Deci chiar wow. Până și la Starbucks, care găsești din 20 în 20 de metri, e un Starbucks. Ca să știi. Da, sunt bune că folosesc ingredientele lor, nu sunt același ingrediente. Până și la vending machines, aici, adică aici se duc un sfert de buget în vending machines, că tot să-ți cumperi cât o apă, cât un juice, cât o... Hai să încerc asta, știi? Și băuturile lor sunt la nivel. Da. N-ai cum să compari. Deci eu ce băuturi am băut aici nu am băut nicăieri. De exemplu, apa cu gust de căpșuni care zici că mănânci căpșuna. Zici că atunci ai băgat-o în gură și s-a umplut gura de suc ăla. Exact așa se simte. Da, pentru că au flavors naturale, nu și ca... apa cu struguri, apa. Mama, aia da, aia da. Strugurile are gen strugurile alea de vin alb și strugurile de vin roșu, cum ar fi. Este incredibil. Da, și mie îmi place aia. Ceea ce nu place aici este Fanta și 7-Up. Fanta cu strugurile e bună. Da, Fanta cu strugurile e bună, dar Fanta normală, n-are gust de Fanta, e ciudată. Nici cola nu place. Da, nici cola. Dreptate. Dr. Pepper, în schimb. Nu știu ce e. Ceva. Zi, iubi. Este o problemă în țara asta cu apă minerală, că nu-mi place niciuna. Asta este a treia pe care o încerc și nu-mi place niciuna. Am băut eu asta, Strong Sparkling Water. Păi tu cumperi Strong, e prea acidulat. Păi doar asta este la rece. Ia, dă-ți-l gușor, ia, ține asta un pic. Ai pe o să o guși prima pe aia? Și ca să nu fie plapt. Dă-mi coace, hai. Ia, ține asta să gust eu. Tot îmi făcea cu ochiul. Adică, știi? Cred că e rice water. Parcă scrie milk water. Oh, ia miroase. Da. Miroase ca aia pe care ai băut-o azi. Well... E plămâie, nu? Da, într-un fel. Nu, portocală. O să-ți placă. E bun. Nu știm ce bem. Noi stăm aici la hotel.
Uite, uite bicicleta la care am făcut poza. Noi suntem în partea aia la hotel. Da, știu, dar ziceam așa. Acolo, uite, am făcut poza la bicicleta. Deci, ce e? Nu știu. Poți traduce să vedem și noi ce e? Citește, n-ai învățat așa. Da, sigur. Milk water with oranges.